de multe ori am avut ocazia să vedem tricolorul înălțându-se deasupra drapelelor altor state și să ne auzim imnul național pe podiumul celor mai importante competiții internaționale. De ani de zile însă, canotajul este poate unul din sporturile care a adus cele mai multe medalii României la europene, la mondiale, ori la olimpiade. Culmea, ca un paradox tradițional deja, în România nu există o pistă de canotaj pe care se pot organiza competiții internaționale. Peste 7 secunde față de Germania, peste 9 față de Rusia, peste 12 față de Belarus și peste 15 față de Italia. La Zvoriștea, în casa familiei Dorneanu, nu mai mișcă nimic. Soții Dorneanu sunt cu ochii ațintiți spre televizor și trăiesc fiecare secundă a cursei. În renumita deja barcă de 8+1 a României se află și fiica lor, Irina. Se transmite în direct finala la europene. Mai sunt mai puțin de 100 de metri până la sosire și avem două bărci avans. Ce victorie! Ce victorie pentru Roxana Cocianu, Ionelia Zaharia, Cristina Grigoraș, Irina Dorneanu. Ce bucurie poate fi mai mare pentru cei doi părinți? Au trecut 8 ani de când Irina, elevă în clasa 8-a pe atunci la școala din sat, a fost selectată de un antrenor de canotaj de la Iași, care venise să caute fete pentru sportul vâslelor. Mi se pare că era o doamnă directoare care a spus că nu avem nimic din ce căutați cu calitățile respective. Totuși mi-a dat voie, am intrat în clasă și mi-am inteles că stăteam în prima bancă și era perfectă pentru canotaj. Că am fugit de doamna, a zis că ați terminat orele și ne întâlnim după școală. Și am fugit, am luat-o pe altă parte ca să nu mă găsească. După vreo două ore, văd la parte cu doamna dirigintă. Păi a venit un profesor, bună ziua, uite, am cunoscut-o pe Irina și vrem să o luăm la sport, să facă sport. Și eu aveam treabă pe aici, chiar nici l-am băgat în seamă. Am spus, fugi, domnule, deci noi am investit mult în Irina, vrem să facă școală. Irina a fost o premiantă din clasa 1 până în clasa 8, chiar a luat premiul 1 cu coroniță în fiecare an. Și totuși, Sorin Băhnărel, sucevean și el la origini, nu a renunțat. A revenit a doua zi și a insistat pe lângă soții Dorneanu să o lase pe Irina măcar o săptămână, două, să vadă dacă îi place. Tatăl, nu și nu. Și mi-e greu să o recunosc. Femeile au ultimul cuvânt. Eu l-am convins pe Cornea. Da. Irina nici măcar nu știa să înnoate pe atunci. Dar așa, pentru două săptămâni, hai că merge. A luat-o ca pe o vacanță. La două săptămâni se fac 8 ani îndată și n-am mai plecat. Iar fetița cu părul blond de la Zvoriștea a ajuns la baza nautică Dorobanți și s-a îndrăgostit în scurt timp de sportul care avea să-i schimbe viața. Și nu i-a fost deloc ușor, nici ei, departe de casă, nici părinților ei, cărora singurul lor copil era acum în grija altora. Avem program strict ca în armată, practic. Două antrenamente pe zi, liber doar sâmbătă și duminica. Mergem la Iași, veneam plângând de acolo. La Iași când ei era în clasa 8, da. Noi am rămas singuri, mai avem alți copii. Și mergeam aproape, la două săptămâni, săptămânal, mergeam, să vedem ce face, vedem, poate să facă performanță. Vedea ea când plecam la bază. Rezultatele nu au întârziat să apară, iar lacrimile s-au transformat în trunele de bucurie. Irina, un caracter deosebit, personalitate deosebită, o ambiție extraordinară și asta a făcut-o în primele 6 luni de canotaj deja să fie printre primele. Prima medalie am luat-o după 7 luni de canotaj. Țineam la ea ca la aurul, tot aurul de pe lume. Iar medaliile au început să curgă. La juniori a fost cea mai bună canotoare ani la rând, fiind multiplă campioană națională și balcanică și mai mereu pe podiumul europenelor și mondialelor. Rezultate care au propulsat-o în 2010 în lotul olimpic de canotaj al României și mai apoi în cea mai râvnită barca a canotoarelor din țară, barca de 8 rame plus cârmaci. Încât emoțiile să ni se risipească odată ce ciocul bărcii noastre trece linia de sosire. România încă o dată campioană europeană, aur pentru fetele noastre. În ultimii ani, Irina Dorneanu a câștigat 4 medalii de aur la europenele de canotaj cu barca de 8+1.
În palmaresul ei sunt medalii de aur la campionatele naționale atât de tineret cât și de seniori, urcând și pe podiumul altor competiții internaționale de renume în sporturile nautice. În momentul de față, după mine, este una din cele mai valoroase sportive din Moldova. Eu zic că este încă tânără pentru canotaj. Cel puțin încă două olimpiade o să fie participantă la olimpiade și sunt convins că va lua și medalii. Absolventa Facultății de Educație Fizică și Sport, Irina își dorește să obțină la seniori și o medalie la mondiale și una la olimpiadă, singurele care îi lipsesc din palmares. Până atunci însă, de un singur lucru să fii sigură, Irina. La marile competiții de canotaj care vor urma, vom fi mult mai mulți care vom sta în fața televizoarelor. Îți vom ține pumnii și ne vom mândri cu suceveanca noastră.